让我。说。Bine ați venit la cel de-al doilea stadiu. Sper că sunteți sănătoși și sper să plecați la fel de sănătoși după urmează de stadiu. Programul acestui stadiu este următor. Astăzi, de la ora 16 la ora 20, tehnici, da? De luptă cu mâna. Dai. Mâine dimineață, de la ora 9 la ora 12, tehnici cu armă. Mâine după amiază, de la ora 16 la ora 20, examene de centuri. Duminică, de la ora 9 la ora 13, tehnici de armă. Mâine, după prima parte a antrenamentului, vom avea la dispoziție o oră sau două pentru probleme administrative cu cluburile din provincie sau cu secțiile noastre. Deci, șefii delegațiilor, da, din cluburile din provincie, vor strânge mâine toate pașapoartele celor care au pașapoarte. Foarte încet, da? Da? Bonetea pentru Uge Osaie. Stau în camare, da? Așa acolo. Da? Patrul m-a prins de amândouă mâini. Deci, a dus aici, da? Întorc mâinile cu palma în sus. Dau joc, da? Palma trebuie să fie închis, nu împing. Patrul trebuie doar împins, da? Deci, nu o să fac așa, da? Așa, așa nu pot să-l dau jos. Dacă e puternic, nu pot să-l dau jos, da? Cum am întors mâinile, uite-le, da? Hai, hai, mii. Da? Hai. Sigur că se poate face. Da?
Direct, da? Da, pe de asta în stare simplu foarte bine lângă el, da? Dacă îl fac așa, da? Îl fac sub forma unei egetici și așa vreau să-l fac, da? Vreau să vă niște așa, da? Face mâna asta, da? Dacă aș păstra mâna așa, în această poziție, da? Nu pot, mă împing, da? În momentul în care m-a prins, am răsucit mâna, da? Sau pot să fac rotindu mai eu în jurul. Hai. Da, acțiunile mele, da, sunt posibile așa, așa, da? Așa, e greu, da? Sigur, așa mi-a fost că aș putea să fac de fizică. Așa, iarăși e greu, da? Bun. Nu fac. Am întors mâna, da? S-a dea mâine, este aici, da? Este aici, da? Am întors mâna, da? S-a dea mâine aici. Deci, s-a dea mâine, vedea e bine modul în care eu pot să mă mișc, da? În afară, să fac ceva, da? Dar însă dacă mâna mea este încoasă, încoasă, da? Știi? Dacă îl trăbușește partenerul meu, da? De sus, jos. Da? De sus, jos. Dacă nu fac treaba asta și lucrez pe orizontal, nu se mai prăbușește, doar se lăutește, da? Da? Încercăm pe așa? Hai, ușor. Problema întâmpinării atacului. În primul rând, da, nu trebuie să uităm, un lucru foarte important în agilă, care se spune destul de rar, este faptul că trebuie să păstrezi distanța, cea bună, da? Acest mai, da? Care, indiferent ce se întâmplă cu mine și cu partenerul meu, trebuie să încerc să-l țin constant. El se retrage, da? Mă retrag și eu, da? Înainte și eu. El mă împinge, da? Vine și el, da? 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 Deci, el mă împinge, da? Uitați, da? Mă retrag. Jos, da? Să păstrez distanța, asta e foarte important. Da? Împinge, da? Mă împing eu. Da? Împinge. Bun, deci acest lucru să facem puțin, da? Ne mișcăm când înainte, când înapoi, da? Încercăm să păstrăm distanța între mine și partener. Mai. Hai. Hai, da? Nu că unii din noi nu s-ar putea apăra chiar în această poziție, da? Însă trebuie să încercăm să avem maximum de stabilitate și, evident, că maximum de resurse. Deci, partenerul meu lovește, spunem, eu cum merg în urci. Da?
pot să-l lovesc, da? Deci mâna este foarte încordată. Ca să scap de această încordare, îl cobor. Da? Nu-i lucru. Deci ori fac un șihonage ușor, da? Îndoindu-i paneu. Ori dacă am intrat într-o formă mai dură, da? Nu-i lucru până a omului, da? Îl cobor. Care se poate face cu ușor fixat. Da? Deci. Asta nu se poate ridica de aici, da? Atenție! Ieșirea din fixare, ieșirea din fixare, face în felul acesta. Da? Mă asigur că partenerul este ținut în continuare. Hai. Îl lasez. Hai, Hami. Da? Deci. Și până aici. Să spui asta galția, da? Așa nu merge, da? Așa, mâna mea iese afară. Așa, mâna mea, da? Da, deci. Aici, da? Înseamnă că voi intra în partea asta, da? Unde da? Da? Voi intra în partea asta, da? Da, palma. Hai, Hami. Da? Ia cu mâna. Aici, Hami, ies. Mâna se desface, da? Nu pot să-l pot. Aici, să nu se desface, da? A, încerc și cu una și cu alta, da? Aceeași, e aceeași idee, da? Deci. Da? Îl evit. Nu fac decât să levit aici, da? Da, da? Sigur, putea să acționez. Încerc, da? Nu așa. Da? Deci, nu. Da? Deci mâinile nu așa, da? Nu așa. Da? Aici nu are nicio legătură între mine și el. El mă ține de mână și cu asta va. Da? Trebuie să vină în palmă, da? Să vină în palmă, da? Hai. Trebuie să vină în palmă. Nu vă gândiți, mișcați-vă încet, vedeți de ce e așa și nu
să aibă. Deci e ușor. Dacă mâna asta mi-a stă așa, da? Dar ca să fac o deosaie, da? Va trebui să fac așa, da? Și vizat ce am spus, am întors abia mâine către el. Da? Prinde. Prinde. Ușor de prinde. Prinde. L-am obligat să mă prinde așa, da? Unde o să iei gata? Hai, unde o să iei, hai. Păi, la mea se poate să fie aici, plus, da? Ea poate să fie aici, da? Sau poate să fie mai, da? Când mă prinde în această poziție, singurul loc unde poate să meargă este asta, da? Apoi ca să revin aici. Da? Aici. Vedeți, mă prinde așa și eu pot lucra pentru că sunt pe direcția cea bună. Da? De sus. Da? 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 Nu e suficientă, da? Partenerul mă poate împinge. Da? Asta mi-a sigur succes, da? Direct, da? Dacă n-am loc, n-am timp, da? Dacă m-am prins jos, da? În orice situație, însă, contactul meu trebuie să fie foarte ferm. Da? Aici nu pot, da? Aici pot. Deci voi face, voi veți face, eu am făcut, da? Veți face unde o să aie, da? Folosind această idee, da? Deci aici. Intrat. De la nivelul mediu. Intru. Da? De sus. Da? O formă către curtea mea oașa. Atacul, da? Aici înseamnă frunt, nu?
Aici înseamnă să înfrunt, nu? Aici de asemenea, da? Tu, da? Nu înfrunt, da? Da? Te scot în afară, da? Evit lupta, da? Și o mai nuție. Vreau să spun că dacă e unul puternic cum e Mihai și unul ca mine sau mai slab, că sunt și mai slab decât mine, nu fiu eu cel mai slab, da? Să blochezi pe cineva care lovește tare și o menuție este o aventură. Ca să nu zic că o nenorocere de cel mai multe ori, da? Trece prin blocajul tău și îți dă una în cap. Da? Tare, tare, nu așa. Da? Da? Îți rupe mâinile aici. Da? Oricât de vreme te duci, ca să duci de vreme, trebuie să știi că el te lovește. Da? El te poate lovește prin surprindere, da? Și urmă, 100 mai duci. N-ai 100 de duci, da? Atunci, ca să nu întâmpini lovitura, ideea asta că lovitura se cade pe o suprafață care nu e dreaptă, ți-e puțin înclinată și se ricoșește, da? Nu-i bat încet, da? Și altă mână. Dacă vedea e foarte tare, da? Am ricoșat, lăsat să ricoșesc puțin și am preluat. Într-o formă mai negativă, da? Sau dacă am cât de cât chi, da? Aici. Hai, încercăm, lateral. Și o menuție tare. Răspunzător, înseamnă că creată lucruri importante, da? Dar udio să aie și elimina, că și poate că aie și sunt în cele mai, da? Axa. Aikidoului de nivelul 1. Mai. Multă lume are necazuri, cei mici mai ales, dacă se facă cu de oșaie, că ajung aici, da? Aici nu poți să treacă de la care e zdravă, da? Oricât ar fi el de... Deci celor mici, fiți atenți, da? Le recomand să facă următorul lucru. Da? Îndoaie puțin sabia mâinii și coboară. Apasă, 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 și intră, da? Oricât de mic ești, poți intra așa. Da? Deci uitați-vă aici, da? Bine, da? Ține tare, da? Da? De ce? Pentru că un moment, o fracțiune de secundă, se formează un cuplu de cote mauașii, da? Da? Nu așa, da? De faptul că eu, torcând paneul, da? Îl oblici pe partener să cedezi. Da, deci, ușor de intrat, da? De asemenea, și lateral, dacă vreau să intru, da? Ține bine, da? Da? Nu merge, da? Dar dacă am făcut așa, merge, da? Nu neglijați ceea ce face sabia mâinii, este foarte important. Este foarte important, da? Încercăm și sus, și lateral, da? Cu de o să aibă. Ajuns aici, da? În această poziție, partenerul care nu este suficient de bine aplicat, da? Este foarte puternic și eu nu pot să-l duc mai încolo, da? Puteți dezechilibra. Sunt două moduri. Unul, da? Duce jos imediat. Da? Al doilea. Stai să faci, mi-i fac asta, da? Duce jos, da? Deci, nu mă pe mâna lui. Deci, o dată. A doua. Da? Hai, încercăm și una așa, da? Mai încerc, mai încerc. Apropo de ușile oriotetorii, da? Sunt două forme, da? Legate de ușile oriotetorii. Acesta, da? În care partenerul meu mă prinde de prima mână și repede la a doua mână, da? Asta este o formă conștientă de luptă, da? Și o formă, de exemplu, neglijentă în care eu stau așa și partenerul vine și mă prinde. Sigur că asta nu înseamnă că sunt aikidoka. Trebuie să înțelegem că există și aceste situații, da? O să le tratăm pe rând.
La asta e mișcarea este simplă. Nu, ideea că el duce la a doua mână, da? Da? Care, la care nu mai ajunge niciodată. Dacă priza e din spate, da? Va trebui să fac o apropiere de el, da? Simplu, da? Apropierea de el trebuie făcută asimetric, da? Deci dacă fac așa, nu merge, da? Da? Data se bazează și o formă de dezechilibru, da? Foarte dură, care se practică. Ce am făcut aici? Da? Bine, bine, da? Am intrat, am opus piciorul aici, da? Te dau jos. Asta este un potechinerii, da? Blocaj. Revenim la unde o să ai. Deci. De asemenea, de aici există și această formă, da? Formă negativă, da? Din spate. Da? Trei forme, vă rog. Am atins. Așa? Da, e greu, da? Da? Revenim la pătii de unul, da? N-ai rost să pornesc aici ca și cum aș fi un tren. Da? Pe măsură ce el mă împinge, dar e mă duc. Nu mă opun mișcări pe care o creează, da? Pentru că eu, fiind în centrul mișcării, da? Eu trebuie să parcurg un drum mai lung decât mine. Deci e suferit acest lucru. Știu că eu văd înaintea lui totdeauna, da? Înaintea lui, da? Și așa aici. Da? Nu vă încordați. Hai. Se poți de păț, da? Eu împăț, am un păț. Hai, Hami. Hai, Hami. Da? Ce fac? Cu bățul se vede cum îl manevrez, așa cum faci cum să avea mâini, da? Deci. Hai, Hami. Ia cu Hami. Poate mă auzi, da? Ia cu Hami. Hai, Hami. Fără forță, da? 1, 2, da? Sus! Nu cu forță, da? Ce fac cu mâna? Aici, da? Deci asta vreau să vă spun la începutul antrenamentului despre sabia mâine, da? Asta e rolul ei. Am necumat să eu învăț ca să se vadă mai bine, să se amplifice mișcarea. Revenind la Udi Osage, da? Aici este același lucru, uitați-vă, da? Hai, da? Sigur că forța mea se amplifică cu pețișorul ăsta. Pentru că pețișorul ăsta nu-l doare când apasă pe osul lui. Da? Ți doar pe el îl doare.
Ne întoarcem la Audi Osan. Ușile ori de cărți, da? Ok, zi-mă bine, da? Aici eu sunt cel echilibrat. Încearcă să faci ce-am făcut. Orice pot face ușor de o sare, da? Orice pot face ușor de în această poziție, da? Dar 1, 2, da? Eliminare. Nu? Orice pot face de aici. Citați-vă. Da? Ceea ce face sabia mâine. Ține bine. Așa nu pot, da? Ține, ține, da? Da, citeți acum, da? Ține bine. Deci, trebuie să... Hai, hai, tare, 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 tare. Da? Asta încercește UDO-ul ăsta. Să revenim la... Nu, să trecem puțin mai departe. Ba nu, să revenim. Să revenim la Shihonage. Pe care o să facem din Hanihan Sashioasă, da? E gând. Aceeași idee de Yokon Menuchi, da? Eu cum merg, nu știi și cum merg. Și o menuță. Încep, da? La mișcare, da? Poate tot devine dezechilibrat, dacă nu dezechilibrat, nu merge. Încă mai devreme, l-am întâmpinat în momentul în care el nu s-a așteptat, da? Însă, în orice moment, da? Mișcarea nu se fac de jos în sus, trebuie să fac de jos în sus, de sus mă blochează, da? De sus în jos, da? Nu de sus în jos, ia să se vede puțin cu o lovitură. Da? Dacă patrelul încearcă să mă blocheze, deci aici, da? Da? Blochează, da? Da? Sau dacă încearcă să iasă, imediat, invers, 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 da? Da? Se continuă mișcarea. Thank you.
prima mea reacție care este, da? Asta, da? Mâna jos. Sigur că aș putea să fac. Trei. Dar e tabacul, da? Dar dacă plecăm de la ideea că eliminăm din faza procedeului sper un act femin, da? Aș putea să fac ca lucrurile să petreacă așa, da? Asta se întâmplă în realitate. Asta este forma pe care noi o facem. Da? Invers. Deci, dacă n-am loc să fac taisabaki, e suficient să fac mișcarea asta, da? Ca să-l dezechilibrez pe parpele. De asta o fac, să-l dezechilibrez. Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ia seama. Încercăm. Hai în erul. Da? Deci. Așa. Da? Așa. Da? Așa. Și de mine. Mai fac o dată? Da. Da? Hai. Da, este un exercițiu de mișcare. Coșinac. Încă o dată. Da? Mine, nu e bine. Da? Nu e coșinaghe, da? E pe lângă mine naghe. Trebuie să fie, da? Peste, ia. Da? Peste șorul, da? Trebuie să se frece peste șorurile mele. Nu uitați, da, că la coșinaghe, da, ideea este asta, da, ideea este să sunt jos, e încărcat, da, și schimb, da, jos, de sus, jos, da, Rio, da, aici, da, intru între picioarele lui, jos, am nevoie de mișcarea asta, da, dacă nu pot, mă ajute cu un aer altul, da? Tot timpul trebuie să fie, da? Peste somnul meu, da? Nu pe lângă mine, da? Deci nu așa. Nu așa. Să nu-i coșinăm. Da? Da! Cercați din Rio de Flori, ușor. Poate că aici. Eu cu o meluție. Deci, dacă partenerul este foarte aproape de picioarele mele. Da? Deci, uitați. Eu nu se putea ridica, pentru că eram deasupra mâinii lui. Da? Și acum, face această mișcare, da? Da?
condus, e controlat și de fapt că țin de haine, da? Dacă vrea să se ridice, da? La tot, da? Jos! Aici e gândire, da? Aici. Dacă fac mișcarea mai departe, îmi pierd. Da? Dacă fac mișcarea ce ridic, da? Aici se ridică, da? Deci e foarte aproape de mine ca să pot să pot face mișcarea, da? Dacă te torționezi, ridică-te. Da? Mâna trebuie de plățată liberă, da? Și torționează, de-aia o țin aici. În momentul în care încearcă acum să se ridice, ridică sus, 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 da? Sus. Aici e greu să se ridice. Sus. De ce nu mă duc la picioare? Dacă m-aș pica pe aici, da? Posibil să-mi dau un picior, da? O să și întoarce, da? Deci, mă duc pe aici, da? E drumul cel mai lung de parcurs ca să mă atați. Bine să-i strângă o jumătate din mână, sigur că poți să pun a doua mână, care nu-i strânge de zi, doar îi deține ca să nu fie liberă, da? Așa. Dar ca să fie și mai eficient, degetul meu mic, da? Ține degetului mic, da? Așa. Așa. Nu e nevoie de forță pentru cotechinerie. Nu trebuie să-i rup mâna, da? Nu trebuie să-i fac așa. Nu știu chiar, da? Uite, da? Ușor, hai. Capul de osaie, da? Ai un pic tare. Cedezi. Sau de aici de sus, da? Continuă, da? Da?
Dar e bine să duc ca să am grijă, da? Hai. Ca și cum am avea o sabie în mână, da? Deci cam asta este ideea în Aikido. Da? Că am tot timpul o sabie în mână și cu care lucrez cu partenerul meu. Uneori sabia este chiar partenerul meu. Da? De exemplu, partenerul meu atacă Aikami, da? Da? Se observă? Aici? Aici, da? E o parare nu dură, da? Ci foarte intimă, da? Da? Presupunând că sabia lui alunecă de-a mea în jos, da? Dar se oprește aici. Sigur, la pochen e mai greu pentru că vine peste mult, da? Dacă el ar lovi puternic, da? Însă aici se duce, vine, ajunge aici sabia, da? Da? Deci... variante de apărare și o să vă arăt două sau trei. Ca tot un moment, deci șomeții poate fi făcută la mai multe nivele. Chiar și de la unghia picerului drept, dacă e caz, exagerăm, până la urmă fi de păr. Nu numai într-un singur punct. Și în funcție de zona atinsă, apărarea se va face pe măsură. Sau uneori, cu o lovitură peste sală, pentru a-i al dezarma. Și rămâne controlul sabiei, până la contraatac. Deci adesea recapitulăm aceste forme de apărare împotriva atacului șomenții. Și continuăm cu atacul șomenții și o să facem câteva forme de apărare și contraatac. Și din axa atacului. Și nici aici nu mă absorbe această mișcare. Dacă rămân pe axa atacului, îmi asumă toate riscurile de a fi atins. În afara axei, atac și mare. Cu roată, da?
Același lucru, da, îl pot face pe partea cealaltă, da? Deci, asta vom face prima dată. Control. Da? Încep, mai încep, da? E ca și cum aș intra, da? Și eu, fac un tai sabachi, partea aia altă, da? Prind mâna partenerului, da? Îl decai, dezechilibrez, pot egal ieși. Și controlez, da? Hai! Încep, da? Da? Poate face și mâna, da? Hai! Încerc. Deci, mișcarea asta pe care o fac este nu ca să lovesc o partidă de pilot, e greu să-l ajung cu mâna de la lesabia, da? Doar ca să-i dau puține probleme, da? Să-i dăm ceva de gândit. Dacă te gândește, e greu să... Da? Băi! Da? Trebuie dezechilibrat. Da? Pornesc cotele care ieși, da? Intru, îți dau jos, da? Încă o dată. Da? Aici. Aici. Ha, de clar. Fără grabă. Nu uitați că partenerul trebuie dezechilibrat, da? Deci dacă fac mișcarea, da? Și rămân aici, da? Da? Și încerc de aici să-i fac, da? Ceva, este foarte stabil. Mă poate lovi ușor cu mâna aia la altă, da? Cu gotul, cu genunchiul, da? Aici nu se poate lupta așa. Ia! Da? Vedeți? Trebuie mișcat de loc. Este foarte important acest lucru. Uai! Pe cealaltă parte, da? Viza este la sabie, da? Deci dacă pe partea stângă pita este la mână, la mână, da? Mâna care ține sabia, pe ideea că el ar putea să schimbe sabia în mâna stângă, dar e greu de mai lucrat, nu? Dar chiar dacă o schimbă, singur, da? Ai! N-are când să lovească, pentru sabia îți cere o distanță lungă. Pe partea dreaptă, pita este la sabie, între cele două mâini ale partenerului, da? Care trebuie să dezechilibra și arunca ușor, da? Uai! Sigur, același lucru se întâmplă chiar dacă lucrezi cu o sabie adevărată, nu trebuie să mă tem, pentru momentul în care mi-e frică am și pățit-o. Haideți, mișcarea foarte pentru controlul partenerului. Dacă vrea să se ridice, da? Să-l pot controla. Dacă observați bine, dezechilibru se face, da? Ajungându-mă drept șol, da?
Pot de asemenea, vrea să fac mișcarea la felul acesta, nu? Ceea ce am făcut ieri, dezechilibru prin schimbarea centrului de greutate. Încep, da? Ce-am văzut la această formă? Mintare prin partea dreaptă, da? Țuchii, dezechilibrare. Da? Se poate face și această formă. Da? Deci este să te poți vorbi foarte ușor. Da? Încet, da? Da, da, focul meu. Da? Sabia se asigură imediat. Partenerul se contează, da? Încă o dată, deci formele de focul meu sunt foarte importante în tehnicile de armă. Da, deci... Sus, 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 da? Ce vor încerca aici, dacă oricum de care ați îndestat, îi accentuează durerea, da? Atât și pe partea aceasta. Nu poate bată pe rata. Pe rata de gen. Încep, da? Deci. Dată.